Bine m-am regăsit, prieteni. Bă, ce blestem pe București, bă. Adică, îți dai seama, Piedone, care în 90 era ospătar la Gara de Nord, cu bacalaureatul ăla la 32 de ani, primul în sondajele, într-un sondaj pentru Primăria Generală a Bucureștilor. Eu m-am distrat copios. Am văzut, în mod evident, sondajul ăsta e comandat de Digi24, care, are dreptul să scrie exclusiv. Bă, și când zapez eu acolo, puf, Antena 3 cu gâdea, cot-codac, cot-codac, cucurigu, exclusiv. Mă, dar cât tupeu poți să ai să bagi exclusiv când ăia de la Digi au comandat sondajul și l-au dat primată, l-au tot anunțat. Și m-am uitat după aia la cifre. Bă, tată, bucureștenii ar avea de ales între un doctor, bă, pune genunchii la loc, vorba lui Rareș Bogdan, da? De ales într-un medic, între un olimpic internațional la matematică, Nicușor Dan, da? Care nu și-a angajat nici rude pe la primărie, a fost ocupat cu locuitul de țevi, să aibă bucureșteni de apă caldă, să apă, da, chestii de genul ăsta, da? Și unul care, da, săracul la 32 de ani cumva și-a dat bacalaureatul și m-am uitat. Am stat pe antene, că de fapt este candidatul antenelor, dacă mă înțelegeți. Candidatul lui Voiculescu. Are și la un partid, da, pe care îl ține așa, ca un fel de monedă de schimb. Băi, vrei să apar la mine? Hai să vedem cum faci. Bagă și mie niște oameni pe listă. Grapini, etc., etc. Da? Și m-am uitat. Gata, am zis, băi, nu mă mai interesează audiența la mine, nu vă uitați la mine, nu, lasă, ne uităm la ăla. Bă, și era Piedone la cântar, să cântărească foaia aia de hârtie în care împacheta la nu știu ce șuncă și repeta obsesiv că omul aflat în sfârșit ocaua lui Cuza și îl întreba pe vânzător, băi, ai auzit de ocaua mică? Adică omul cu barbișonul lui mic, ochelarea de John Lennon, da, se crede un fel de avans al poporului, avans istoric al poporului către univers. Și te gândești totuși, bă, totuși, mă duc să votez. Cu cine vreau să semene copilul meu? Bă, dacă vreau să fie ospătar în Gara de Nord, care e o meserie absolut onorabilă, să nu mă înțelegeți greșit, nu este un proces de intenție, dar un ospătar în Gara de Nord, păi, poate câștiga, mă gândesc la 1.000, 1.500 de euro. Dacă vrei să semene fiul tău sau fiică-ta cu Piedone, îl votez. Poate vrei să fii olimpic la matematică, internațional, cu medalii de aur, să fie poza lui acolo, liceu, așa cum e alu Nicușor Dan, la liceu din Făgăraș. Sau poate vrei să facă medic. Băi, acum sigur că Stoiu, da, ultimul băgat în curs, așa cum o fi, ok, dar e medic. Adică are o meserie la bază, nu câștig nicio problemă, mă duc înapoi la spital, am o viață normală, o meserie, nu trebuie să fug din crâjmă în crâjmă, dacă se închide în crâjmă cu ciolacul, ți-i plat impozitele, vezi, Doamne, trebuie să mă duc la altă crâjmă să lucrez la negru. E mare, mare lucru în orice caz. Și știi, asta se numește hibris. Ce vedem noi la Piedone acum, pentru că se transformă omul din personaj politic în personaj de ăsta de caragiale, se numește hibris. Hibrisul, unii spun că e o boală. Eu spun că e un fel de chiuvetă care dă pe din afară. Ți se pare că ești foarte puternic. Ți se pare că vrea poporul să te aleagă. Te iubește de nu mai poate. Doarme cu tine în gând. Își pune busuioc sub pernă să te viseze. Ce poate să fac un om ca asta în București? Bă, poate o să fac. De fapt, ce mă interesează pe mine? Eu sunt din Cluj. Nu v-am spus că sunt din Cluj? Stai să vă spun, bă, tată. Orașul cu cea mai mare dezvoltare, așa zis Banca Mondială, din 2002 până în 2007. Sau 2010 până în 2017. Cea mai mare dezvoltare. Da, se trăiește bine, e foarte scump. Ce bine îmi pare că e scump. Da? În orașele scumpe, alea cu prețuri mari, se trăiește cel mai bine. Mergeți la Paris și o să vedeți cum se trăiește la Paris. Dacă nu, mergeți acolo la Dragnea, în sat, și o să vedeți că se trăiește ieftin, dar nu vreți să trăiți acolo. Bun. Mă uit la ăștia, tată, vai de mămăliguțul lor și m-am gândit, bă, acum îmi dau seama. Știi care e prima atestare documentară a Bucureștiului? 1459, în 20 septembrie.
A fost un blestem aruncat de Vlad Țepeș asupra orașului. Și acum fac și eu ca Baba Vanga sau ca ăia care merg în coate și în genunchi așa în maraton către femurul doamnei Parascheva, Sfintei. Da? Sau tovarășei, că ăștia popii mulți au fost tovarăși pe subsutană, în mod evident. Da? Poate că de-aia Bucureștiul nu-și revine. Poate că de-aia este pata aia rușinoasă. Și nu bucureșteanul de rând este de vină. El are vina că a fost la vot și s-a lăsat păcălit de tot felul de partide. Da? Să n-ai tu țevile schimbate, unele de 70 de ani, altele din 1914, țevi de apă, da? Întrebați la Apa Nova, țevi din 1914, n-au fost schimbate. Și după aia urlă, evident, dau telefon la termoficare, la apă, la asta. Domnule, păi îmi vine apa maro. Păi îți vine maro că nu ți-ai schimbat nici țevile alea din blocul ăla din anii 60, când erau țevi de la de plumb. Ama, nu poți să vin să ți le schimbi alea sau să-ți fac ăla cu care faci curăț. Mai țineți minte cum curățau mamele noastre și curățam și noi pentru un leu sticla. Luam câte un pămătuf de la de sticlă și băgam acolo, dă-i tată, până să ne primească acolo, să ne dea și nouă pe 10 sticle 10 lei. Sau 5 lei, că nu mai știu unde că era. Știi? Nu-ți devine bucureștenii. Dar partidele nu și-au pus niciodată mintea la contribuție să se gândească, bă, totuși e capitala României. Aoleu, am intrat și în Uniunea Europeană. Mama mea, au trecut ați ani de la intrarea în Uniunea Europeană și noi încă avem știri că nu este apă caldă, că nu este căldură, că nu este nu știu ce. Ce să facem? Schimbăm țevi. A, păi nu vreau să schimbăm țevi. Dar de ce? A, păi de aia că se face praf. Și atunci cum să fac? Nu știu, bagă-te pe sub pământ, acolo, ca o cârtiță. Și vrem apă caldă și căldură. Dar știi, sunt pierderi mari, foarte mari, de apă caldă aia care merge în calorifere. Și trebuie să spart țevile, să le înlocuiesc. A, dar nu vrem asta. Dar ce vrem? Vrem să mergem la Atos cu doamna Firea. Să ne ducă la Sfânta Parascheva cu bărbatul său, ăla din voluntari și ăla mare pravoslavnic, da? Să pună autocare, să ne ducă în Grecia, să ne dea iconițe, să vină popii, să ne spună despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Și apoi când merem acasă, tragem niște cristoși, că nu este apă caldă, bă, m-ați înțeles. Și încet, încet, lumea pare să o ia razna. Lumea de la noi. Și știi ce mi-e ciudă? Dar nu o să facă niciodată asta primarii de București. Bă, dacă vreți, într-adevăr, să duceți bucureșteni, nu-i mai duceți la Atos, ok, Dumnezeu cu Dumnezeu și asta, nici la Sfânta Parascheva. Duceți-mă în Praga, capitala europeană. Duceți-i în Varșovia, nu-i departe, măcar în Cracovia, al doilea oraș al Poloniei. Duceți-i, nu știu, în... Nu știu, unde vreți, în Bratislava, na. Că e mai sărăcuță cât de cât Slovacia, cică, în capul nostru. Adică să vedeți cum s-au transformat capitalele și orașele mari ale Europei ăsteia de Est în 34 de ani de când ne-a dat un șut în gură rușilor, mă rog, comuniștilor susținuți de ruși. Nici nu-ți vine să crezi, mai în Bratislava, dacă intri dinspre Viena, vezi niște blocuri de alea cât de cât. Dar și alea sunt curate. Iar când intri în centrul istoric, zici, mama mia, dar ăștia au avut comunism. În Praga nu-ți mai spun. La Praga, dacă mergi, dacă nu ești de la care stembezi repede din 20 de beri, dar s-o scumpit oricum, nu mai poți să bei 20 de beri. S-a făcut 3 euro berea la alea, la spelunci, 5 euro berea în centru, e mai greu un pic, da? Dar dacă nu te îmbezi repede, o să vezi o capitală superbă și te gândești, bă, da, păi, ăștia n-au dărâmat nimic, n-au casa poporului, n-au o chestie de asta, ceva, să vedem bloace, un bulevard de la mare, Victoria Socialismului. Te duci în Varșovia. Mama mea, Varșovia a fost făcută praf în 40, în 45. După aia au venit comuniștii și au bătut joc de Varșovia 2 să meargă. Ăia săracii, în 90, n-aveau atâtica autostradă. Nici măcar s-au gândit un proiect așa pentru o centură în jurul Varșoviei. Acum te duci în Varșovia și dacă vezi, cum nu găsește o frumoasă poză pe Google să o pui în spate, că mie îmi place să vorbesc despre Varșovia, pentru că este orașul care s-a schimbat cel mai mult. Și eu n-am fost în 90 în Varșovia, eu am fost cam prin 2000. Băi, dacă îl vedeți acum, distanța este ca de la... Noi nu avem în România un oraș, un loc care să aibă o asemenea distanță între epoci, vizibilă pur și simplu, cu ochiul liber. Adică te uiți, bă, dar când ați răsărit? De unde au răsărit zgârii ăia norii?
Când i-ați făcut? Că noi, în 34 de ani, am făcut un spital la Mioveni, și ăla cu scârți carți până marți. Da? Ai căutat un pic de Varșovie în... O secundă, au zis. Dacă au zis Agota, o secundă este. Înțelegi? Că vreau să vă arăt neapărat pozele de acolo. Ca să-și dea seama bucureștenii că s-a întâmplat ceva oribil cu orașul lor. Și ca să-și dea seama cetățenii români, da? Sau vorba lui Ceaușescu, români, maghiari și alte naționalități, că s-a întâmplat ceva cu capitala lor. S-a întâmplat ceva că nu s-a întâmplat. S-a întâmplat un fel de încremenire. S-au făcut două, trei bloace, șalea și atât. Două, trei bloace de alea mari. În rest, nu știu, aș putea să vă arăt poze din Tirana, dar nu vreau să-i jignesc pe o grămadă de politicieni, să vedeți Albania cum s-a dezvoltat. Adică suntem în josul josului, băieți. Noi și bulgarii. Ei ne zic mămalicii, noi bulgari cu ceafă lată, că așa ne-a învățat Iliescu, era să zic Eminescu. Bă, da, n-aveți Google? N-au Google ăștia. A furat cineva Google-ul de la noi, de la redacție? Nu mai răspunde nimeni în regie. Iar încă o secundă. O secundă ca la Biblie. Știi că scrie acolo că trăiau aia câte 700-900 de ani, știi? Și atunci și secunde la noi se fac așa mari. Înțelegi? O fura careva Google-ul. Să-l arestează pe Google, pe Razdac. Vorba Elinei Login, care a fost o mare politiciană. Da? Și de asta cumva ai un sentiment de asta de tristețe. Bă, de ce alții pot și noi nu putem? A, stai un pic, bă, că tu-mi dai de cum era în 45 și cum e astăzi. Dar tot eu trebuie să le fac. Bă, dacă n-aș fi eu, ce-ar fi lumea fără mine? Uite, Varșovia. Și dau pe imagini. Pe imagini. Astăzi pe imagini dăm despre Varșovia. Iar dacă este Varșovia, punem Varșovia și trimitem Varșovia la regie, pentru că trebuie să punem pe spatele emisiunii noastre, că am promis că pun Varșovia, Doamne miluiește! Uite cum vine pe WhatsApp această poză minunată de la Varșovia. Și că e deslegat la pește, am voie să mânc pește? Uite ce, uite, pune asta, tată, pune asta, bă, fată, bă, să vadă boborul, bă. Uite cum putea fi București, într-o secundă, la secundă de aia de la Cluj, știi că noi ardelenii, tu știi, melcul, hopa, și până fugind după melc, uite, ia pune, așa, tată, nu mă da pe mine, că eu sunt, uite, asta e Varșovia. Vă place Varșovia? Uite, incredibil, parcă ar fi Bucureștiu. În anul 4246, a 16-a lună, că s-a schimbat calendarul de atunci. Ia uite, tată, bă, bucureștenilor, când vreți la vot, uitați-vă un pic și la poza asta, dați un pic să vedem cum arată Ljubljana, cum arată Varșovia, cum arată Budapesta, cum arată Praga, cum arată Bratislava. Și după aia faci așa, îți dai chelia la o parte, cum o dai, și faci așa, paf! Bă, dar Bucureștiul de ce n-arată așa? Aoleo, tăia mea și mâna cu care votez. Nu-i așa? Bun. Și acum mergem la... Bă, tată, bă. Mergem la eroina României, Ioana Darc, mă rog, Ioanele, da? Darcele. Bă, ce-a ajuns țara asta, bă? Șoșoacă își dă singură flori în numele poporului. Bă, nu glumesc. Să mor eu dacă glumesc. Video. E cam mic în buchetul. E cam mai mare buchetul decât tine. Te pup, scumpa mea. Bine v-am găsit, vă pup. Bine ați venit, doamne. Adică, să înțelegeți, înțelegeți, da? Adică eu sunt alesul poporului. Dintr-o dată dau pe din afară. Dintr-o dată sunt o clismă istorică a poporului meu. Și mă gândesc așa, măi, cum ar fi dacă aș primi niște flori de la popor? Dar poporul nu are bani, nu mă bagă în seamă, sau pur și simplu ce băști.
Și atunci iau niște flori, le bag în mașină, lângă mine este un domn și zic, băi, ia flori, mă duc de la copilul ăla, la copil. Copilul nu mă cunoaște, nu prea le are el cu politica, da? Îi duce la copil și după eu cobor, mă scobor la vale, cântând ajale. Și ui, ce surpriză copilul ăla, vai ce buchet de flori ai tu, ai, vai să-mi dai, vă pup, mă. Adică, bă, tată, zbang, înțelegi? Zbang mare, zbang. Doamna este aceeași care a plecat la un moment dat triumfătoare prin, s-au despărțit apele ca la Iisus, Marea Neagră sau Marea Roșie sau pe Marea Roșie o mesă la, da? Dacă de-aia o și murit aia. Da? S-au despărțit apele și doamna șoșoacă mergea și ăia îi cântau imnul ăla de întâmpinare a lui Ceaușescu primând. Tăm, 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 și șoșoacă mergea acolo, numai că nu, să trei soldați. Adică, bă, eu am mai zis odată, ar trebui totuși un control. Să vedem dacă oamenii ăștia rezistă la presiunea funcției. Pentru că eu am văzut foarte mulți oameni normali care o iau razna, au câștigat la loto. Ăștia au câștigat locuri în Parlament, mai mult decât la loto. Că la loto, ok, se ține o săptămână, două, emoția, mai dai de beu pe la Crâșman Sadi milionul ăla de euro pe care l-a luat de la loto, dar la un moment dat zici, apoi bă, ce-i un milion de euro în ziua de astăzi? Mare șmecherie. Dar dacă ești în Parlament, hibrisul funcționează. Tot dai pe din afară, dai pe din afară. Nu e așa, domnule, salvezi poporul. Poporul nu prea se uită la tine, dar tu dai flori ca să dea poporul înapoi, copilul poporului. E bai mare, bă. E bai mare. Știi, este o carte, trebuie să vă arăt. Acești nebuni care ne guvernează, fără legătură neapărat cu politica românească, doar Ceaușescu este pomenit acolo, nu vreau să intrăm la idei, da? Pascal de Suté. Pascal de Suté a scris o carte, Acești nebuni care ne guvernează, după o altă carte celebră, Acești bolnavi care ne guvernează, Semalachine Gurmo. Da? Și acolo sunt niște paradigme în care funcționează ăștia care... Înțelegi? În primul rând, proștii vor să fie iubiți. Când ajung la putere, ei vor doar să fie iubiți. Exact cum erau prim secretarii de pe vremuri și că erau niște jnapani cu toți membrii de partid, dacă mergea câte un băgiuc la el, domnul, bă, bine că v-am prins, știți, n-am o butelie, ăla rezolva, bă, îți dau butelie acum, bă, cum face Piedone, știi? Cum face Piedone, băi, să vină poliția locală, prin stație, că nu sunt telefoane mobile. Alo, șef poliției locale, să vii aici. De cât s-o amendez, de cât că s-o amendez, la data viitoare te rad, da? Adică, tătucul ăla care e așa foarte pozitiv cu oamenii la prima vedere. Sigur că în spate ne-am angajat toate rudele. Sigur că le-am băgat pe generică, pe fiica mea, pe noră mea, pe mătușa mea, pe mama, pe tata, pe toți i-am băgat acolo. Înțelegi? Și el zice o chestie, Pascal de... Da? Zice o chestie senzațională, Pascal de Suté ăsta. El cataloguează ăștia... Să spun totuși cuvântul, idioții. Da? Și zice așa. Da? Asta e în toată lumea valabil. Psihopații idioți își petrec viața la pușcărie. Psihopații mai șmecheri se îmbogățesc vânzând droguri, iar psihopații cu adevărat inteligenți ajung șef de stat. Da? Pascal de Suté, găsiți cartea Acești nebuni care ne guvernează. Adică, acolo o să auziți, de exemplu, o să citiți despre... spectacolul ăla de sexualitate aproape publică făcut de soții Perón, da, ăia din Argentina. Deci ăia erau atât de încântați de faptul că au ajuns în fruntea Argentinei că erau în stare să-și o tragă pe românește, da? În fața publicului, numai să fie spectacol, spectacol, spectacol. Pentru că hibrisul ăsta funcționează destul de ciudat. Adică tot timpul ceri mai mult, ceri mai mult, vrei să dai mai mult. E ca la un spectacol de 5 ore. Bă, nu pot să stau 5 ore să mă uit la niște balerine. Stai 2 ore, da, atât am stat cel mai mult la Lido, în Paris. 2 ceasuri. E adevărat, tot timpul era crescendo. Dar la 5 ore trebuiau ce să facă alea? Să se... Mai bine tac. Nu-i așa? Bun. Adică tot timpul există ceva ce dă pe din afară. Îți dai seama ce înseamnă chestia asta? O grămadă de dintre ăștia ajung cumva miorlăind pe temele preferate ale poporului și după ajung dictatori.
De ce ajung dictatori? Pentru că vor să fie și mai iubiți, și mai iubiți, și mai iubiți. Și rezervorul de iubire al poporului se cam gata, că poporul mai vrea o felie de parizer un pic mai groasă, vrea niște bani mai mult, s-a plictisit să meargă la Amara, s-a plictisit să meargă la Herculane, că l-a distrus ăla, pesedistul ăla, da, armaș sau cum n-aibă-l chema. Ok, vrem tată la Côte d'Azur, da, du-mă acolo la Estoril, acolo să văd și eu că au zis ăia că se mâncă bine. Mie nu mi-a plăcut la Estoril, pentru că se mănâncă cu foarte mult usturoi. Dar, na, poporul ar merge acolo. Că poporul ăla care mănâncă cartofi pai cu mușdei, da, ăla i-ar plăcea istorilor. Și dictatorul nu poate să facă chestia asta. El poate să apară la televizor, să vorbească cu pionierii, să facă tot felul de chestii, dar, da, acum să plătească biletele pentru un popor întreg la Côte d'Azur, da? Unde, bă, trat, ultima dată când am băut cafeaua, era 7 euro. Și am stat la cafeaua aia, știi cum am ținut-o în mine? 2 zile. Nu, tată, la 7 euro nu-i dăm drumul. Nu contează, nu o dăm vezica, tată. Și era cafea bună, în ordăm și aorta, nu cumva să meargă la inimă, infarctul acolo. Înțelegi? Ca în Veneția, ca la Zürich. Și n-am fost ieri. Înțelegi? Și atunci dictatorul ce se gândește? Băi, tată, ce pot să fac eu pentru popor? Pot să fac pentru popor în așa fel încât poporul să-mi fie recunoscător numai pentru că exist. Ia să cumpăr eu un buchet mare de flori, sau să umplu un stadion în care să pun pancarte trăiască, trăiască, trăiască pe lângă Ardealul, Moldova și Țara Românească și numele meu. Și să fie așa un fel de sărbătoare a onomasticii mele de fiecare zi. Ăștia ajung acolo. După ce citiți cartea asta, da, acești nebuni care ne guvernează, o să vedeți că există o fișă medicală comună a tuturor ăstora care vor neapărat să fie iubiți de popoare. Bă, și când ești iubit de popoare foarte tare, știi cum doare iubirea de popoare? Doare, tată, dar doare, tată. Ci că trebuie să ieșim pentru publicitate. Liberté, égalité, publicité. Așa, și acum mergem la putorile de la Kremlin. La acele putori care refuză pur și simplu să comenteze revendicarea statului islamic a atentatului ăla urât, urât, urât de la Moscova. Și mai întâi și mai întâi trebuie să spunem așa, toate atentatele trebuie condamnate. Pentru că civilii n-au nici o vină. Copiii ăia de 8 și de 11 ani n-au avut nicio vină, pur și simplu au trăit, da, într-o țară care este la fel de teroristă ca și teroriștii ăia chemați de nu știu unde. Acum, în seara asta, Putin a spus, da, niște islamiști radicali, dar fără mari, știi? Adică, cumva, au încercat să ducă tot timpul ochii spre Moscova, spre Ucraina. Pentru că ăia de la Kremlin, nu numai că sunt tâmpiți, dar sunt și nebuni. Înțelegeți? Și s-au transformat într-un mod pe care nimeni n-ar fi putut să spună, da, domnule, va avea loc transformarea asta. Adică, gândiți-vă că Medvedev, care a fost președinte al Rusiei și trecea drept un tip moderat, da? Dar a fost pus președinte doar pentru că atunci erau niște probleme la candidatura, la nu știu câtea candidatura lui Putin. Și a zis, ok, te pun pe tine președinte, eu mă pun pe ministru și vedem. Dar ei au mai făcut chestii de-astea. Și în 99, când Putin era premier, ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat ceva urât. Adică 4 bombe cu hexogen au explodat în blocuri din Riazan, din Moscova, din Vladivostok și încă ceva oraș. Da? A cincea, toată lumea a zis, fai, cecenii, cecenii, cecenii. Dar a cincea bombă a fost descoperită în timp ce se monta. Cine o monta? 2 agenți ai KGB-ului, FSB-ului, da? Care au fost prinși de poliția locală că au sunat ăia, îți dai seama că nu erau îmbrăcați în uniformă, și au sunat lumea, domnule, dar am văzut, o explodată la acolo, explodată la acolo, uite, ăsta montează bomba. Și a venit poliția locală, da, și i-a prins pe ea doi care montau bomba cu hexogen. Ok? Care e o chestie distrugătoare. Gândiți-vă că au murit în alea 4 bombe, așa, 300 de ruși,
Da, dintre care probabil mulți au votat cu Putin înainte sau l-au aplaudat pe Putin. Da, și 1000 de ruși au fost răniți, dintre care unii foarte grav, rămași vreo 200 cu dizabilități pe viață, adică fără mâini, fără picioare. Da? Ei bine, s-a încheiat absolut orice ancheta FSB-ului asupra atentatelor făcute practic de FSB și au spus șeful FSB-ului, care cine era șeful FSB-ului atunci? Petru, șef de astăzi, pe care îl vedeți la televizor. O zis, nu, domnule, că era o chestie cu zahăr. Făceau ea ceva acolo cu zahăr. Adică s-a zaharisit, cacarisit. Înțelegi? Și atunci a început al doilea război cecen, ruso-cecen. De ce? Pentru că aveau nevoie de ceva să umple, să dea afară furia aia lor de ruși de la Kremlin. În războiul la cecen au murit vreo 30.000 de oameni. Sute de mii au luat calea Bejeniei. Da? Putin a ieșit, a făcut pe tătucu, vom face, vom prinde pe toți care au pus bombele, că erau ceceni, știm noi că erau ceceni, și toată Rusia și-a dat poale peste cap de admirație, că și tântălăi mulți acolo, da? Și l-au ales președinte. Acum schema era la fel. Schema era la fel, nu-i așa, să vină ăștia, da, fac atentatul și noi către Ucraina și începem ofensiva, le spunem foarte clar, spunem lumii libere, nu mai ajutați teroriștii ăștia că sunt ucrainieni, etc., etc., etc. Da? Numai că americanii au prins firul și au avertizat încă din 7 martie, pentru că atentatul trebuia să fie într-un alt loc unde erau zeci de mii de oameni, trebuia să vină șaman. Șaman este cântărețul ăla, el mai celebru acum din Rusia. Ăla care cântă cu vocea. Înțelegi? No, și acolo trebuia să aibă loc atentatul și trebuia să lase cu multe sute de morți. Așa au murit 137 zighei, 143 Reuters, nimeni nu știe ce e acolo. Bun? Dar tot timpul, și vă arăt și pe news.ro, s-au ferit să spună, să comenteze. Da? Refuză să comenteze revendicarea statului islamic, da, care a făcut 137 de morți. Știți, ancheta e în desfășurare, când îți dai seama, vorbind despre ce, dăm mai departe, da? În ciuda revendicării din partea grupării teroriste, care a publicat chiar și imagini din timpul atentatului, autoritățile ruse persistă să nu o nominalizeze, preferând să-și îndrepte atenția spre Ucraina. La rândul lui, dobitocul suprem, Putin, a evocat pista ucraineană pe care Kievul o neagă. Numai că aici mai vin niște întrebări. O să vă arăt o hartă. Eu sunt convins că nu a orchestrat FSB-ul atentatul. Dar a știut că va avea loc și a lăsat cale liberă, da? Băieți, știți sportul la curling, când el aruncă bila de piatră pe gheață și ăștia mătură în fața ei, da? Exact așa. Pentru că o să vă arăt o hartă. Aici este molul, ăla unde a avut loc atentatul. Vis-a-vis, peste bulevard, este sediul guvernului regional, unde sunt și forțele speciale. Adică ăștia numai trebuiau să treacă strada. Ăștia ar fi aflat de problemele de acolo numai uitându-se pe geam. Da? Ăștia de aici, vis-a-vis. Ăsta e bulevardul, da? Cu mai multe benzi, cu o insuliță de asta între ele. Da? Au ajuns forțele speciale de vis-a-vis într-o oră și ceva. După ce Putin a trimis de la distanță de 16 km Garda Națională, care e sub comanda lui. Garda Națională care a făcut aia 16 km într-o oră și ceva. Și dacă luau tramvaiul, ajungeau. Mă înțelegi? Dar interesul era să fie cât mai mulți morți. Da? S-a spus foarte clar în acea scrisoare de acum 2-3 săptămâni, v-am și citit-o aici, trimisă de președintele Dumei de stat, președintele Parlamentului de acolo, în care spunea lui Putin, lumea se răcește, lumea este din ce în ce mai nervoasă cu războiul ăsta din Ucraina, s-ar putea să fie mișcări sociale, avem nevoie de un debușeu, de o extindere a invaziei. Adică, pur și simplu, cumva, să se întâmple ceva și să se solidarizeze poporul în jurul conducătorului care, iată, ne arată vinovații și o să-i pedepsească și o să fie eroul țării. Să știi că lucrurile astea s-au întâmplat inclusiv la noi. Ceaușescu. Ceaușescu în 68 a ieșit la tribună și a zis, nu vom permite niciunei țări socialiste să invadeze o altă țară socialistă, cu primăvara de la Praga. Și n-a trimis trupele. Ei bine, a doua zi, mari scriitori,
oameni care nu iubeau neapărat comunismul, s-au dus să înscrie în Partidul Comunist. Bă, uite, bă, ăsta e adevărat, bă, e bărbatul. Pe asta mizează și Putin. Bun? Pentru că el are impresia că lumea e proastă. Poate că în Rusia sunt foarte mulți proști. Eu sunt convins că sunt foarte mulți proști în Rusia. Dar peste tot, proștii sunt cumva monumente naționale, n-ai voie să te atingi de ei și dacă te uiți așa în zona asta un pic mai retrasă, cum te atingi de prost sau de asistat social, imediat urlă toată lumea. Da? Și am văzut foarte bun comentariu de la un telespectator. Îmi scrie foarte, foarte bun. În țara în care ești arestat și faci pușcărie dacă ieși în stradă cu o coală albă de hârtie, 4 până la 6 oameni se plimbă nestingheriți cu arme automate și explozibili. Hai să fim serioși. La nemernicia rușilor nimic nu mai este de mirare. În ziua în care se declară în război un atentat oribil se întâmplă la o săptămână după realigerea lui Putin. Prea multe coincidențe. Nimic nu e credibil din partea Rusiei. După atâtea minciuni, adevărul pare minciună. Da? Adică, amintiți-vă de ăia care ieșeau cu o coală albă. Da? Fără să scrie nimic. Nu războiului sau jos Putin, nu. Au ieșit în stradă și făceau așa. Ok? Și erau luați de poliție. De poliția de la Kremlin, din Moscova sau din Sankt Petersburg. Și ăștia se plimbă prin fața mall-ului cu dita mai armele automate, cu rucsacuri în spate, cu GoPro-uri ei să filmeze, cu tot, cu arsenal, bagă, aruncă bombe, incendiază și nimeni nu îi vede. Este un interviu foarte bun, cred că pe Actual 24, preluat de nu știu unde, în care îi întrebat un rus... Știți ce s-a întâmplat acolo? Dom'le, eu știu, dar eu nu pot să spun. Vă spun numai atâta. Și când mă duc la meci, îi prinde poliție care ne controlează. Apoi, dar-mi-te la un concert de ăsta în care au intrat în sala aia 6200 de oameni. Și omul n-a mai zis nimic, că a fost frică nu cumva să cadă la parter să-și rupă gâtul. Despre asta este vorba în Rusia. Și prorușii de la noi, care sunt niște idioți, orice rus, orice pro-rus în momentul de față, și nu este nicio discriminare, este un idiot. Pentru că este o mare idioțenie să aplauzi, da, o invazie în care oamenii sunt violați, sunt uciși, sunt civili pur și simplu spulberați de bombe și tu aplauzi un criminal, un terorist care este statul terorist rus. Mă duc mai departe, au început să intre în tremolo. Acum sunt curios cum o să o dea cumva la o parte chestia asta că dobitocul ăsta mare de la Kremlin, Putin, a ieșit în seara asta și a zis, da, niște radicali islamiști, pentru că, da, deja era prea gogonată, știi? Dar între timp nu mai știau ăștia cum să manipuleze, știi? Să arate cu degetul Ucraina, au turbat peste tot, la televiziune, peste tot. Da, și vă dau de la ziariști.com. Rușii au început să scrie pe rachetele trimise asupra Ucrainei pentru Crocus. La Crocus, la molul ăla, așa se numea molul ăla, unde a fost atentatul. Deși nu există nicio dovadă a implicării ucrainenilor, Moscova insistă să-i acuze pe aceștia pentru atentatul de la mol. De ce? Pentru că în capul lor trebuie să existe un dușman. Acum, e greu să zici dușmanii noștri sunt organizații teroriste islamiste, când Rusia imediat după anii 50 a început să colaboreze, să finanțeze și să instruiască organizații teroriste din lumea musulmană. În momentul în care Ben Gurion, da, primul mare al Israelului, a zis, nu, eu sunt social-democrat, dar nu comunist, așa că nu voi colabora cu URSS-ul. URSS-ul s-a îndreptat către exact facțiunile teroriste islamiste care își doreau ștergerea de pe harta Israelului. Da? Și de atunci, pur și simplu, au finanțat într-o nebunie tot ce însemna terorist în lume. Inclusiv acum, cu Hamasul înainte de 7 octombrie, da, de a omorâ 1200 de civili în Israel, înainte cu 2 sau 3 luni, o delegație a Hamasului a fost primită de Putin la Moscova. Și au zis, da, Hamasul nu este terorism, nu este terorism ce face Hamasul, este politică. Acum, să vii să zici că ăia pe care îi finanțezi, tu dai să meargă să omori oameni, era un pic așa, și de asta au toți cremut tâmpiția de la Moscova să facă tot felul de să arate cu degetul Ucraina. Știți? Și mă uit acum la o altă operațiune. Ia uite aici. Operațiunea dați vina pe ucraineni.
În mesaje politice și la TV, Rusia acuză Kievul și refuză să accepte implicarea ISIS, statului islamic, de la Moscova, în atacul de la Moscova. Putin a evitat orice referire la organizația teroristă islamistă, menționând în schimb o presupusă conexiune ucraineană, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de la Moscova, bețiva aia de Măsan, cum o cheamă, da? A pus direct sub semnul întrebării varianta implicării statului islamic, iar televiziunilor de stat li s-ar fi ordonat să marșeze pe presupusa implicare a Kievului în atacul de vineri seară. Asta scriu Reuters, Associated Press și publicația independentă rusă Meduza. Adică rușii au în cap să înceapă o ofensivă urâtă de tot în Ucraina. E adevărat, profită de un fel de tântăloșenie, euro-tântăloșenie, dar îl vezi pe Scholz, vai, dar nu trimitem rachete, nu facem, să nu jignim, să nu cruce. Da? Macron e singurul care are câte ceva sub șliț, după șliț, da? Care îți, bă, dar noi putem trimite la o adică și niște trupe în Ucraina. Îți dai seama că polonezii abia așteaptă să șteargă pe jos cu tot ce înseamnă armată rusă. Și eu înțeleg și aș aplauda mâine, dacă mâine ar intra și ar rezolva problema rusă în Ucraina. Nu mai vorbesc de finlandezi și de ceilalți, care ăștia din Est, știi, inclusiv finlandezii, deși nu au fost comuniști, i-a mâncat pe pâine pe toți nemernicii aia de la Kremlin. Bun? Bun. Mă trebuie să aibă un hint, de ce mă duc iară la o ofensivă mare? Și atunci era pretextul complet, total, pe placul publicului. Dom'le, uite ce au făcut. Au omorât 130 ceva de oameni. Au omorât niște copii. Atentat Moscova. Nu se poate să rămână nepedepsiți. Mergem și iradem. Numai că era prea gogonată. Nu te crede nici dracu. Dacă ar fi după creșterea nasului ca la Pinocchio, îți dai seama că nasul lui Putin ar înconjura de vreo 2-3 ori lumea. Ca un avion de la care zboară de amoc așa pe energie solară. Bun. Și, uite, zice foarte bine Rășinar, alt telespectator, fidel, nu vi se pare că seamănă perfect cu incendierea Reichstagului în Germania lui Hitler? Ce urmează va fi similar. Dictatorii visează măreție, dar trăiesc o mare frică. La un moment dat apare acel click în care nu-i mai interesează de consecințe și nebunia lor declanșează infernul. Sper să nu fie simultan în Rusia, Coreea de Nord, China și Iran. Seară faină. Adică, așa a ajuns și Hitler să terorizeze și să conducă Germania nazistă. Da, a rezolvat un atac asupra Reichstagului, l-a incendiat parlamentul ăla extraordinar german și după a zis, băi, ăștia-s de vină. Gata, și a început să restrângă libertățile. Mobilizare generală, trebuie să ne răzbunăm, trărăm, trărăm. Da, pentru Putin, cam acolo se vede că îi merge căpățâna, da? Păi, domnule, trebuie să luptăm, trebuie să facem. Economia scârție greu. Există zonele alea care nu sunt urbane și acolo lumea e un pic mai cizelată. Vrea prosperitate, vrea liniște, să-și conducă mașinuța aia dacă se poate să fie nemțească, să-și conducă amanta dacă se poate să fie ceva italiancă de aia care și gătește niște paste cu fructe de mare, să aibă un patron franțuzesc, să meargă până în Finlanda să se bucure de curățenie, în Spania, la soare, la o paella. Așa o vin prostul ăsta de la Kremlin și o zic, bă, gata, Kanye-s firma, la război. Și ai comunități mari. Zeci de milioane în Moscova, Sankt Petersburg, Vladivostok. Trei orașe care cât de cât au gustat din Occident și au început să le placă. Înțelegi? Și au venit Dobitocu și tot minte, 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 numai că la un moment dat pur și simplu nu pușcă cifrele. Adică îmi scrie un domn, cred că din Republica Moldova, care mi-arată niște lucruri. Dacă vineri seara vă aflați pe șoseaua DAC a Moscovei, în zona Crocus, în zona molului eluia, și trebuie să mergeți în regiunea Briansk și parcurgeți cei 378 de kilometri cu o mașină Renault Symbol în 5 ore și 30 de minute, atunci să sunați urgent la Formula 1, vă așteaptă o carieră de succes. Adică gândește ce înseamnă să ieși din Moscova vineri seara. Bă, vineri seara din toate orașele, știi cum? Îi puhoi de lume care pleacă înspre
locuri mai puțin poluate, mai nu știu cum. Și vrei să mergi în regiunea aia către Belarus, care este mai occidentalizată. De la Moscova, acolo, cum vă uitați pe hartă, în dreapta, e un rural de ăla în care, dacă vrei să faci un pipi, trebuie să faci într-un tufiș în care zici să ai resursele. În rest, aici, către Europa, e mai civilizată. Acolo merg rușii. Și gândește-te, vineri seara, te duci tu cu o drujbă de asta de mașină, da, veche, când se vedea că e veche, și mergi 378 de kilometri în 5 ore și 30. Încercați să mergeți 378 de kilometri în 5 ore și 30 și trebuie să fie foarte liberă, da, autostrada, ca să vă încadrați în timpul ăsta. Și ăștia ajung în regiunea Briansk. Bun? Și mai mult decât atât, unde vreau să ajungă teroriștii, că până la urmă, da, și Putin odată cumva că, băi, prea gogonat, în Ucraina vreau să ajungă. Și a început el să aiureze acolo, cum că ucrainenii ar fi vrut să aibă o chestie, o colaborare cu ei, să-i recupereze, avea o fereastră. Și două elemente care îi dau peste nas lui Putin. Păi zona aia de est a Ucrainei e tătă minată și plină de ruși, că s-au băgat idioții așa acolo. Cum să trec eu, teroristul, cu mașina printre ăia? Da, cum dracu? Și a doua chestie. Și a doua chestie vine cumva surprinzător de la ambasadorul Belarusului, care vine și zice, păi știți, domnule, avem o problemă. Polițiștii de frontieră din Belarus au împiedicat intrarea în țară, în Belarus, da? A presupușilor teroriști implicați în atentatul din complexul Crocus din regiunea Moscova. Adică ea nu vreau să ajungă, de fapt, în Ucraina, ci în Belarus. Belarusul care, hopa, păi ăsta e aliatul Moscovei. A confirmat ambasadorul ăsta indirect că militanții se îndreptau spre Belarus, nu spre Ucraina. Declarația ambasadorului a fost publicată de publicația de stat rusă RBC. Ok? Nu vă mai spun ce au pățit ăia. Adică, după ce i-au prins, sunt teroriști. Cât mai am? După ce i-au prins, gândește că i-au... niște monștri au prins niște monștri. Monstru rus l-a prins pe monstru terorist. Sau monstru terorist rus l-a prins pe monstru islamist terorist. I-au tăiat urechea uneia. L-au obligat să o mănânce. Îți dai seama, dacă vă uitați la poze și la știri, o să vedeți pe unul cu de-aia pansată. Pe unul l-au electrocutat între picioare. Da? Adică i-au schingiuit tată pe ăia de nu ne mai trebuie terorism în veci. Dar au demonstrat lumii întregi și rușii că și ei sunt teroriști. Adică, ce libertate? N-au nicio problemă cu libertate, înțelegi? După aia vine ministrul de interne al Tadjikistanului, că ăsta a zis, bă, îți din Tadjikistan. Vine ministrul de interne și o zis, bă, voi ați publicat niște poze. Zice și arată aici, pe Vișegrad 24, da, din Tadjikistan, cum că au mers pe acolo, vedeți harta pe unde au mers, dacă ieși și burtiera, e perfect. Ok, da. Așa, Tadjikistan, pe acolo au mers, ce ne-au făcut? Și vă dau și traducerea. Ok, ia uite aici. Ce zice ministrul interne? A lansat o declarație în care spune că cei trei cetățeni tadjici, ale căror fotografii au circulat online după atacul terorist de la Moscova, nu sunt vinovați. Ministerul spune că doi dintre ei sunt în prezent în Tadjikistan și unul lucrează în Samara. Adică, bă, vezi că-s la lucru ăștia, nu prea bunghește. De ce s-au întâmplat toate astea? Pentru că aveau nevoie de vinovați. Vinovați găsiți rapid. Eu acum, dacă mă întrebați sincer, mă gândesc că nici ăștia pe care îi prezintă drept teroriști, eu am îndoieli că ăștia sunt ăia cu atentatul. Și o să vă spun de ce. Când îți taie cineva urechea și te obligă să o mănânci, când te electrocutează între picioare, când te bate ea de sare creierul din cap, păi zici și că ai furat soarele, tată. Ce vrei să spun? Aia spun, mă mai zic, ce vrei să zic? Da? Adică mă gândesc la că torturile astea totuși nu sunt pe niște roboți. A, m-ai scos din priză, mi-ai luat uleiul, nu mai dai benzină. Durerile, îți dai seama ce e acolo. Îți dai seama. Da, stai, ce trebuie să zic? Aceste informații vă pot emoționa foarte tare. Ok? Vă pot electrocuta emoțional, da. Adică cruzimea rusului s-ar putea să te facă să zici, domnule, zici ce vrei, că eu aia declar, numai lasă-mă în pace. Vreau să ajung într-o pușcărie, să pun capul pe pernă și să uit că am existat vreodată pe pământul ăsta rusesc. Și asta se poate.
Pentru că rușii mereu au făcut așa. Rușii au fost niște sălbatici, vorbesc de kremlinezi, nu, de, nu mă interesează să generalizez la un popor, nu mă interesează rasismul, etc. Așa, da? Dar tot ce a însemnat politica rusă a fost de o sălbăticie inimaginabilă. Și inimaginabil, mai inimaginabil, este că totul are loc în 2024, secolul 21, într-o planetă care spera că o să o ducă mai bine. Să aveți zile minunate! Program disponibil pe primaplay.ro.